Vorbind despre Art Nouveau în Timișoara, cred că ar trebui să facem o ajustare și să folosim mai degrabă termenul de secesion, care e un termen regional care se potrivește Europei centrale. Când a apărut acest curent, la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, Timișoara chiar făcea parte din monarhia austro-ungară și avea drept model cele două capitale ale monarhiei, Viena și Budapesta. Viena i-a inspirat planul de urbanism. Budapesta a oferit mai mult pentru că ea oferea și arhitecții care veneau de la centru să proiecteze anumite clădiri publice, care erau comenzi, de fapt, ale statului. Vorbind despre secesionul local, aș spune că există două direcții. Una timpurie, stilul curbiliniu, care era influențat de stilul coup de fouet, lovitură de bici, care venea din Art Nouveau-ul belgian-francez. Direcție în care nu sunt ridicate foarte multe clădiri, dar aș aminti casa lui Ferenc Emmer. Casa Emmer a fost decorată și în exterior și în interior. Are o bogăție de detalii care merită să fie menționată aici. În stilul acesta, să zicem, curbiliniu, aș da un exemplu, Banca Descont. E un exemplu tipic pentru stilul Lechner și pentru această perioadă. Casa e ridicată tot în jurul lui 1909, cred. Se presupune că arhitecții sunt Jacob Dejeu, Comor Marțel, cei doi arhitecți care au lucrat și la Târgu Mureș. Stilul Lechner Oeden, faimosul arhitect budapestan, a definit secesionul maghiar într-o primă fază, aceea în care se întoarce spre arta populară maghiară și introduce foarte multe elemente, cum ar fi laleaua sau inimioarele sau diverse alte elemente traforate și mai ales cornișa ondulată, care a făcut ca stilul lui să se remarce. A doua direcție a stilului secesion este cea geometrică, care apare, să zicem, începând cu 1910 și este destul de mult ilustrată de stilul lui Sechei Laszlo, care într-o primă fază a fost influențat de Lechner, cu acoperișuri foarte puternice, compartimentate, bine marcate, turnuri de colți cu această cornișă ondulată și decorații florale stilizate, dar aplatizate și transformate, mă rog, într-un fel de decor integrat fațadei. Dacă acestea ar fi principalele direcții în care s-a construit în Timișoara, aș lua totuși ca exemplu ansamblu Pieței Victoriei, care este un ansamblu unitar, aproape unitar. Nu a fost terminat din cauza războiului. Prin 1913 au fost terminate ultimele imobile. Au început construcțiile cu imobilul Lloyd, despre care am pomenit, ridicat după planurile lui Baumhorn din Budapesta. Era sediul societății de asigurări Lloyd și bursa agricolă. Sala aceea impresionantă din interior era sediul bursei. Îngloba mai multe funcțiuni, și anume aceste funcțiuni publice. Parterul era deschis restaurantelor și cafenelelor sau magazinelor, dar existau și câteva etaje care erau rezervate unor apartamente de închiriat. Tipul de casă meat house, casă de închiriat, care trebuia să aducă maximum de profit.
Stilul acestei clădiri e unul geometric, sunt adăugate statui care sunt realizate aici de arhitecți locali, Gheza Rublețchi sau Galas. Urmează imobilul Neuhaus, Ernst Neuhaus, construit de Székely László, Casa Merbel, construită chiar de arhitectul Baumeister Merbel, arhitect constructor, cum ar fi. Palatul sau imobilul Dauerbach e una dintre cele mai impresionante, ridicat de Székely în stilul acesta Lechner, adică se vede încă influența cu acea cornișă ondulată. La Dauerbach aș menționa un rafinament al fațadei care e dintr-o tencuială nobilă, gri închis și asortată cu ceramică smălțuită cobalt, albastru cobalt. E un rafinament în toate aceste construcții ridicate aici. În primul rând, volumetria impresionantă, toate au 4 niveluri, au 3 etaje. Majoritatea imobilelor de pe așa numita Lloyd Zeile, șirul Lloyd s-a numit, a fost construită în perioada 1910-1912, cu două excepții, 1913. Pe partea opusă se află imobilul Löffler și Fii, care e absolut uriaș și are, de fapt, trei case înglobate într-un singur imobil pentru cei trei fii ai săi. Și a fost proiectat de un arhitect care a lucrat o perioadă mai scurtă de timp, dar s-a făcut remarcat, Henrik Terkes. Cam tot din aceeași perioadă datează și ansamblul Liceului Piarist, pe care l-am mai menționat, tot o opera lui Székely László. Constructor-antreprenor a fost Merbel. Acest proiect rămâne cumva emblema stilului acesta secesion în Timișoara. O lucrare monumentală prin volumetrie, dar și prin faptul că ocupă un patrulater, e alcătuită din mai multe corpuri de clădire, un corp de colț al liceului propriu-zis, apoi capela. Capela are și pictură realizată de Iosef Ferenczi, un pictor stabilit în Timișoara, un pictor din Târgu Mureș, care încearcă să adapteze cumva istoria ordinului piarist și să o transpună în zilele când a fost construită clădirea într-un stil secesion. În concluzie, aș putea să spun că stilul acesta secesion e puțin aparte, spuneam, pentru că e un amestec de influențe, de fapt, și aceste influențe vin destul de mult dinspre arhitectura maghiară, dar ținând cont de faptul că au existat un grup de comanditari germanofoni, aceștia s-au uitat mult și spre Viena și spre orașele germane și pentru cel care va căuta să vadă secesionul în Timișoara, va vedea că nu e un oraș 100% de influență maghiară. Deci e un amestec de influențe care până la urmă au dat o combinație unică care aș spune că e cea locală. Deci e o notă locală care îl distinge față de Arad, față de Oradea, față de Târgu Mureș. E diferit. Thank you.
Thank you.